La Timișoara se construiește un campus unde tinerii vor putea să învețe cele mai cerute meserii de pe piața forței de muncă. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a făcut anunțul și descrie tot ce va cuprinde acest campus. Construim un campus de secolul 21, unde pregătim viitoarele generații de buni meseriași. Aici tinerii vor face școală și vor învăța meserie sub îndrumarea profesorilor, a firmelor și a mediului universitar. Am finalizat prima etapă a documentației tehnice și urmează să aprobăm indicatorii tehnico-economici. Noul campus dual le va oferi tinerilor atât spații de cazare cât și burse, mm. cât și laboratoare și ateliere cu echipamente moderne unde să se pregătească. Capacitatea noului campus este de 250 de elevi și 150 de studenți. Face parte din strategia noastră să atragem și să ținem în Timișoara tinerii pe care îi pregătim ca buni profesioniști în meseriile cerute pe piața forței de muncă. Este un proiect de 21 de milioane de de euro fonduri europene la care primăria contribuie cu încă 6 milioane de euro și cu terenul de 3 hectare din Calea Buziașului unde ridicăm campusul. Liderul de proiect este Universitatea Politehnică și alături de noi avem 30 de parteneri din toate domeniile: universități, licee, companii, asociații ale mediului de afaceri și inspectoratul școlar. Transmite primarul șoarei, Dominic Fritz.